Uți, eu plec la mare. Salutare, prieten. Salut, salut. Dacă prieten. Pleacă Cristi la mare, prieten, plec și eu cu el. Păi și unde dormim eu? Asta m-a întrebat și înainte. Păi te-am întrebat înainte, unde dormim pe plajă? Dormim pe plajă, dar eu nu dorm pe plajă, e mie cameră la hotel. Oh. Dacă mergeam eu la mare și te luam, era invitatul meu. Păi eu nu așa, dacă mergi tu la mare... Dar eu nu te-am invitat, că știu că tu nu vii. Păi te-ai răzgândit? A, te auto-invit? M-a auto-invit. Oh, păi, dar nu mi-am luat nici hotel, nu mi-am luat cameră, n-am bani. Păi, dar ce fac, frate? N-am bani. Păi, du-te și mergi la mare atunci, dacă n-ai bani. Păi, mă duc să mă întorc, mă duc și văd marea, mă întorc și aia e. Să vezi mare. Păi da, și să fac și baie. Înțelegi? Uite că... Melodia a venit și taxiul, uite, ne-a venit taxiul. A venit? Ne așteaptă, da. E bine așa? E bine așa. Mai filmăm un taxi? Uite-l acolo. Ăla e, ia vezi. Da. E 2000? Nu mai știu cât e, dar pe partea stângă trebuie să scrie. Hai, Leuț, uite că am zis. Prieteni, am ajuns la Rin și acum luăm mașina și mergem la piață să luăm pepene și ce ai zis, Leo, roșii? Da. Care, mă? Să mă, câte-am luat. Care, mă? Unde? Eu? Ăla din spate, ia vezi. Băi, lasă-mă, mă, frate, că eu fug, fug, Leo, fug. Fugi. Fugi, frate. Uitați că n-a vândut Leo mașina, prieteni. Prieteni, am ajuns cu Leo la cumpărături. Mergem să luăm roșii și ce mai avem de luat, că n-am găsit roșii la regele pepenilor. Hai să luăm umbrele pentru la mare. Și scaune de alea pe terasă, care terasă, nu are terasă. Mergem la, nu, dar la mare, pe malul mării acolo, uite, au umbrele acolo. Da, ce vrei? Da, să luăm o căsuță? Ia lui David. Sau Leuțul ăla mic. Nu? Leuțul, uite, vrem sărătoare. E sărătoare? Hai, ce luăm? Mai luăm ceva de băut? Eu beau de acasă, că avem acasă și rece. Dacă vrei altceva, e pentru acasă. Apă mai ai? Nu vrei să mai ai un bax? Vrei să-i rău? Miel. Miel? Pentru dieta, a? Nu l-am cumpărat cu leu, am roșii. Vezi, mă scurt pentru mine, eu și-am atat pe generală și alte chestii. Ia sushi, Leo. Ia pe unde am spus și... Uite. Ce la dulciuri, Leo? Amandine. Vrei amandine? Păi tu ai voie dulciuri, Leo? Uite, amandine aici sunt. Tu ai voie prăjituri? Unde e amandine? Stai așa, pe casă sunt, stai așa. Uite asta, nu știu, asta mini amandine. Nu e... A, e... ciocolată neagră. Mm. Nu e amandina? Nu, nu e amandina, da. Savarin. Ah, savarin. Îți place savarina mult? Da. Da? Îți place savarina mult? Și nu găsești savarina? A? Ah? Uite-le aici, Leo, uite aici. Savarina. 6 lei bucata. Unde? Astea sunt? Da, alea sunt. 6 lei. Una singură. Da. Hai. Uite, auziți? El a pus-o, dar vedeți că are probleme la ochi.
ți-a dat seama. Dar nu mai luăm, mai iei, nu? Nu mai iei. Deci nu mai ne opuneți că nu mai luăm. Parcă era mai bine în casărurile alea, la alte vechi. Samarilă, mi-a luat de două ori. Siropează și... Mai cântări? Eu nu le cântări, mă duc eu repede. Avem cântări acolo. Gata, gata. Ce sunt astea? Nectarine? Ce sunt? Piersii. Piersii sau nectarine? Bine că ați avut aici, înainte parcă nu era la... A mers cardul? Trece din ochi. Bine, da. Hai și pe aici. Mulțumim frumos! Hai la ultimul, bag acolo. Gata și cumpărăturile. Cât ai dat acum? Ne uităm și noi, nu verificăm și noi bonul dacă mi-a pus ceva în plus. Stai așa, stai. Stai că mă duc. Dă cu bonul. O să se duce la vale. Uite frate, nici n-are frână, nu? Prieteni, 184 de lei. Deci cum mai verificăm leul ăla cât ai luat-o aici? Borse, sarfoșă, prigat, roșii, pungă, la 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 la. E bine. E bine așa. Cum e leul? Leul mai poți? Da. Uite, auzi, prieteni, că era și vârtie. Și rola. Și am luat și-o două sarfoșe și îl luau. Și mai avem pe pe lângă. Păi, doamne, vreau să cad. Hai. Uite, ca să vadă lumea că cad. Da, uitați pe cât muncește Leo. Hai Leo, intră, intră. Să-mi ții ușa acolo. Păi, nu pleci singur, stai așa. Stai Leo, nu pleca. Stai, băi frate, că le iau acasă. Eu plec acum. Eu am obosit, prieten, nu mai pot. Unde merge Leo, la 7? Da. La 7. Nu mai știam. Stați și pe Leo, să merg, uitați. Ok, așa. Piratul din Caraibe. Leo din Caraibe. Piratul din Carambeaua. Carambeaua. Luați-o mustică de vin, am dat-o înapoi. Luați o salvarină, am dat-o înapoi, că a început să curgă, a întors-o în limba picioare. Înseamnă că e bine, că e bine așa. Haide cum e bine așa, era bine, mâncam și o salvarină. Lasă că poate mănânci alta. Păi de unde, de la cine? Cine știe, poate vine vreuna la tine. Păi da, poate ți-a duce salvarină. Glumim, prieten, glumim. Bă, dar s-a blocat liftul, Leo. Da, să blocheze. Doamne, ferește. Mamă, se blocase liftul. Ai văzut, băi, Leo?
Când am plecat la 7 s-a blocat la 9. Da, de ce? L-a chemat cineva? Îl chemaste fata aia, femeia aia. Și acum mergem iar la 7. Lasă că e bine, tot așa. Tot așa, e tot bine așa, așa, e bine așa. Hai, Leu, ți ieși tu primul? Hai, ieși tu primul. Ce să mai ies? Ha, e bine așa. Hai că aici nu mai filmez. Eu vezi că ți-am completat berea aici și ți-am luat ciocolata. Hai, bă, Cristi, de ce mi-ai luat ciocolata? Nu mai, ți-am luat ciocolata, că ai făcut ia figuri. Ia să vă mâine. Băi, ai făcut figuri. Băi, Leo, nu mai te uita, că am luat-o eu. Haide, mă, că n-am luat-o? O mâncăm după aia. Hai, mâncăm după aia. Ia chiar de la e bine așa? Da. Vezi ușor la scările noastre. Da, hai la scări, că nu-i problemă, Cristi. Cum nu-i problemă? Dacă era fanul, te ținea de mână. Te ținea de mână? Dacă era fanul, făceai la cheltuieli, pe țigări, pe băutură, pe mâncare. Da. Pe bune acum. Bă, cu mine faci aici cheltuieli? Aici de unde e țigări, frate? Păi de unde e, zici și tu. Țigără de asta, Leo, unde e magazinul? Bă, ziua, unde e magazinul, Leo? Eu nu prea mai fost, am fost odată, ca niciodată. Din Râde Mare împărătește o prea frumoasă fată. E muzică aici. E muzică? Păi să spune să oprească muzica, Leo. S-a vorbit de ce. Ai dat telefon? Păi da. Bă, Leo, tu ești cunoscut peste tot, măi frate, nu vine să cred. Salut, ce faci? Salut, ce salut. Bine, băi. Să rugăm ce se fac astea. Ai nimerit până la urmă? Da, nimerit care s-a. Ce ai nimerit, Leo? Gagica? Gagica, da. Ai nimerit-o bine? Nu, am nimerit-o. A. Că l-am întrebat pe el, de stau. Eu mă gândeam dacă ai lovit-o bine. Uite, cocoșul ăla. Cocoșul ăla. Doamne, maica domnului. Unde, uite aici e magazinul care se vede pe coaprins. E magazinul, aici e magazinul nostru. Și filmăm și înăuntru? Nu. Nu ne lasă. Hai că filmăm pe ascuns, pa. Uite, sunt 30 de bucuri. Păi am dat eu ei bloc, dar nu se mai zic. 30 de bucuri. Asta e pe tară? Nu, eu acum ceva timp, dar nu mai mult. Te-a dat 20 de bucuri. Nu mai mult, acum urmă de zile am vorbit noi. Dar erau 20 de bucuri. Poate mai de mult, nu de ani. Cred, mai mult. Da, ți-am luat. Mulțumim și mie, la revedere. La revedere. Hai, Leuțule, haide. Ce? Haide, că te miști. Unde te uiți? Te uiți după gazici? Pe ce vrei, mă, nene? Vezi, e treaba ta, cum te uiți după gazici? Vrei frumoase? Păi, mi-a dat mie un telefon, de ce te mă uiți și tu? Care ți-a dat numele? Aia care ți-a vândut saci așa de plastic. De gunoi. Cine a vândut? Cum cine a vândut? Nu, mă, frate. Da, mă, frate. Trebuia să-i dăm și noi 2-3 milioane. Da? Să-i lăsăm și pagă. Pe ce e, da? 10 lei pe saci ăștia. I-am dat 10 lei pe card. Da? Dar luăm acum și mergem și dăm șpagă. Dăm șpagă, Leo? Da. Stai așa, Leo. Îmi plac astea mai puristoace, nu? Nu, nu, nu. Dar ce? Mie îmi plac puștoicele, Leo. Ți-ți plac astea mai în vârstă? Da. Astea mai puristoace. Păi și-ți cauți acum de astea în vârstă? Hm? Caut, da. Tu vrei babe, Leo? Nu, ia bani aici. A, să scoatem niște bani. A, din datorie? Ia mă, că nu din datorie. A, din datorie. Hai acum, Leo. Dăm cu datoria. Dăm cu datoria. Dăm cu datoria. Oriunde mă prind numai de datorie. Hai să fugim. Vino cu facem, mă, fratele. Stai mă așa, că îmi văd cardul. Nu nebunesc când văd cardul. Păi ce mai cardul? Mai am prins numai. Dă-i, Leo, mi le-a dat invers. Pune-l așa. Bă, mă, n-am văzut cum ca tine. Bă, ai înțeles cardul aici. Bagă-o și rubeniță. Lasă-l acolo, că ai intrat. Bagă-o și rubeniță. Ia vezi aici, bagă aici. Bagă la continuă. Da? Da? 400 de milioane. Bagă codul PIN. Hai. 0724456, nu? Ia vezi, care nu-i dau... Stai așa, Leo. Stai. Dă-i money. Da? Cash. 3 milioane? Da. Scos 7 atunci. Să-mi dai și mie 4. 3 milioane. De unde că nu e? Confirmă. E 3.200.000. Dar tu mai ai bani pe ăsta, Leo? 3.200.000 mai am. Mm. Și eu ți-o plătesc cash, că dacă vine vreo gagită la mine, trebuie să plătesc. Așa. 3 milioane, nu? Prea ieftin, dar nici așa. Ai, Leo, unde sunt banii? Că ai pus și codul. Ai pus codul. Pinul în greșit. Am bătut pinul și am văzut. Am bătut și pinul. 3, 2, 4, 5, 6. Ăla e? Da, s-a auzit. S-a auzit. Dă-i, Leo, lasă, Leo. Mamă, ce viteză are Leo, deci are forța lui Doru Soare când scoate banii de aici, de la bancomat. Da? Hai să mergem, să luăm pepele din mașină, Leo.
Mamă, mi-ai rupt degetul, Leo, pe cuvântul meu, uite, uite aspite ce le-a făcut. Pentru 3 milioane. Păi da, bă, frate, ce înseamnă asta? Adică ciordelez? Ciordelez pe față. Nu se poate așa. Cum mă, nu se poate? Nu te-am lăsat să mă ciordezi. Vezi, ușor, ușor, ușor. Mă, ușor. Că tu nu vezi acum. Tu ai lăsat ca să vezi dacă pun mâna? Dacă era fanul meu, era băiat, ca lume. Da, ce spune acum? Deci... Fanul nu fura, lua cu tot. Dar de ce nu spui? Că... Cire de zi mi-ai și lui țigările. Nu, ieri ce ți-a cerut? 40 de lei? Ba nu. Ai trimite și pe revolu 40 de lei. Tu că dai imprimire tot, nu? Zici că dai imprimire. Acum ce faci, Leo? La cât merge? La 2? Da. Da. Deci, tu acum care? Uite, mi-a coborât afară să merg la mașină să iau PPN din portbagaj. Foarte cald afară. Leo s-a dus sus, a fost să cumpăr niște saci de gunoi și trebuie să scot și borna de la mașină să nu mai se consume bateria, dacă nu o să mai mergă cineva cu mașina. Eu merg la mare. Asta e. Dați prieteni că nu s-a vândut mașina cum m-a spus voi că s-a vândut mașina. Mașina e în regulă. Să ridic și ăsta să fiu pregătit să iau și borna. După aceea scot pepenele. Pasă aici la 0 piete, se deschide portbagajul. Mi-am luat și un suc. Îl pun aici și pepenele. Vedeți și cutia de la cadou făcut patronii. Hop. Am luat pepenele. Uitați-l, pe care 90 kg. Îl pune la rece să vedem dacă pot să mănânc o felie, dacă nu, o să plec și aia. Salutare, prieteni! Vreau să vă spun pe scurt că Leo, cât timp l-am dus la spital și când ne-am întors, a fost sunat de nu știu câte femei. Și toate femeile alea i-au cerut bani, prieteni, pe cuvânt. Bani, bani, bani. 1000, 2000, 3000 de euro, 10 milioane, 15 milioane. Toate se băitau că au nevoie de bani, ba pentru una, ba pentru alta. Pe bune? E ceva, cum să zic, e strigător la cer. Să ceri unui om în starea lui Leo, cu atâtea probleme de sănătate, să-i ceri bani. Dar n-am văzut la niciuna să zică, băi Leo, am văzut că e singur, că na, e și urmărit. Am văzut că e singur sau că na, mai vine băiatul ăla, mai vine Cristi pe lângă tine, nu știu ce. Dacă vreți o relație cu Leo și nu știu ce, voi vreți numai pe interes? Voi nu vreți să-l ajutați pe Leo? Adică voi vă gândiți numai la interesul vostru? Mi se pare urât. Femei de joasă speță, fripturiste, să se supere Leo pe mine, dar femeie ca Adelina, eu nu cred că o să mai găsesc. Adică tot ce, cum să zic, toate care îl sună pe Leo, atât auzi. Trimite-mi și mie pe Revolut, pe Revolut. Deci s-au învățat, parcă zici că e un robot așa, sună robotul și zice... Trimitem 2000 de lei, 2000 de euro pe Revolut. Hai repede că mă grăbesc. Da, ați promit că mâine avem o relație. Așa promit toate, prieteni. Înțelegeți? Și sunt numai românce. Vai de capul vostru. Vai de capul vostru. Aveți impresia că Leo să vă trimite bani. O dă o dată de două ori și gata. Da. Sunteți de joasă speță. TikTokeriste și alte chestii. Duceți-vă la muncă și nu mai cerșiți. Nu mai cerșiți. E urât. Și mai ales că cerșiți de la un om cu probleme de sănătate. Să vă fie rușine. Să vă fie rușine. Că voi n-aveți rușine, dar să vă fie rușine. Și nu mă supărați că vă dau numele pe YouTube dacă mai insistați să cereți banul lui Leo. Da? Să știți că am auzit tot ce
ce vorbea Leo cu voi. Urât din partea voastră să-i cereți bani, să cerșiți banii lui Leo. El are bani de, a avut bani de operație, de-abia a ajuns banii de operație și voi cereți bani cu nemiluita? Înseamnă că sunteți panarame, nu? Hai, care vă simțiți? Dați comentarii. Fripturistelor care sunteți fripturiste. Hai, sănătate, libertate și pace pe pământ, prieteni. Și nu faceți ca ele.